speranța, eu am speranța că aceste partide vor înțelege profunzimea mizeriei în care ne-am pomenit și noi și țara. Și vor înțelege că nu prea există soluții de alternativă. Vor înțelege că doar printr-o resetare profundă a situației, doar prin scoaterea din captivitatea instituțiilor, doar prin operarea anumitor demisii a persoanelor odioase, care au fost părtași la furtul miliardului, doar așa am putea avea o speranță să recăpătăm încrederea oamenilor. Încercarea de a conserva sistemul și de a face niște mici ajustări de fațadă sau de cortină nu va trece. Noi nu o să o acceptăm. De aceea îi rog să se pregătească de pe acum că vom discuta ferm, discuțiile nu vor fi simple și vom cere modificări de esență, nu doar de fațadă.